Sfântul Mare Mucenic Dimitrie sau Sfântul Dumitru a trăit în timpul împăraților Dioclețian și Maximian. A fost fiul prefectului din Tesalonic, numit după moartea tatălui său guvernator al Tesalonicului. Mai târziu, împăratul Maximian a aflat că Dimitrie este creștin, lucru care l-a mâniat foarte tare. Drept urmare, acesta a poruncit să se facă praznice în fiecare cetate în cinstea zeilor. Venit la Tesalonic, împăratul l-a întrebat pe Dimitrie dacă sunt adevărate cele auzite despre el. Dimitrie a mărturisit cu îndrăzneală că este creștin și a defăimat închinarea păgânească. Sfântul Dumitru a fost închis în temniță și ucis cu sulița. În credința populară, Sfântul Dumitru este vestitorul iernii și patronul păstorilor. Astfel, dacă Sfântul Gheorghe încuie iarna și înfrunzește întreaga natură, Sfântul Dumitru desfrunzește codrul și usucă plantele. Se spune că de Sfântul Dumitru căldura intră în pământ și gerul începe să-și arate colții. Această sărbătoare este întâmpinată în fiecare an cu hramuri, pomeni cu colaci, dar și jocuri cu focuri vii. După hramul Sfintei Parascheva, Sfântul Dumitru reprezintă ultima și cea mai însemnată sărbătoare a toamnei, care, conform superstițiilor pastorale, reprezintă începutul iernii. De Sfântul Dumitru nu trebuie folosit piaptănul. În caz contrar, vei atrage asupra ta necazuri și primejdii potrivit credinței populare. În anumite zone, țăranii îl cinstesc pe Sfântul Dumitru, izvorătorul de mir, ca fiind cel care a dat oamenilor vinul folosit la Sfânta Împărtășanie. Este bine ca astăzi să se rostească rugăciunea Sfântului Dumitru, care să-i ajute pe oameni să fie sănătoși și despre care se crede că face minuni.